Vericu Gaming. Bă, lăsăm Boss Gaming, cu aia. Bosscraft de la World, no, mă, asta e pentru jocuri, mă. Bă, lăsăm Boss Gaming SRL. Ok, gata, gata, e bun. E bun, mă, Boss. Boss Gaming SRL. Bă, lasă-l, mă. Nu. Boss Entertainment. Nu, mă, e Boss Gaming. O, le sună. Bă, s-ar putea mai bine, știu. E ok, mă, e ok, mă, e ok. Hai, mă, să jucăm. Unlock hints. Bă, n-avem nevoie de hint-uri, că m-am mai jucat. Coaie, am mai jucat jocul ăsta de câteva ori, ca idee. Bă, luăm ăsta, luăm ăsta. Ok. Develop new game. Bun. Deci topicul, am primit astea random. Am astea random, ok? Deci putem face un joc post-apocaliptic, city, mad science, time travel. Time travel. Mad Science City. Bias Prie, cu aia, legit, pulă, primul meu joc, Bias Prie. Băi, Bias Prie, stai, Bias Prie, simula, nu, da, stai, pic, gen, simulation. Bias Prie simulation. Primul meu, nu, Bias Prie simulator. Băi, perfect, frate. Pic platformă. Ok, deci ăștia-s banii noștri. Putem face jocul pe PC sau pe G64. Da? O să băgăm mai mulți bani în Bias Prie Simulation. Pentru că e market share-ul mai mare aici. Ok? Îl facem să fie treaba. 2 de graphics, V1, deja 30k. Deja investim 30k. Aici-s punctele de... E ca la păcănele ăsta. Avem un bug. Că na, să mai întâmplă și niște bug-uri. Avem design și tehnologie. Ok. Deci, bă, la un joc de City Simulation, Bias e simulator, pulă. Bă, dacă e simulator, nu trebuie să ai story. Nu? Da, stai, e cu City. Bă, la, nu există poveste la Bias Prie, pulă, tare mult. Ok, puțină poveste. Trebuie să fie, bă, gameplay... Nu, engine nu. Și gameplay, da, să fie acolo. Eu zic că așa e cel mai bine, nu? Dă să sară să sară-i bug. Ok. Pule, dar ce dracu de level design ți-ai la simulare? Bă, poate și eu prost, pule. Gameplay-ul trebuie atractiv. Că tu ai pus baia spre pe hartă. Artificial Intelligence. Ok, ce pula mea cu aia, NPC-uri. Deci punem AI-ul sus. I mean... Level design. Păi ce level design, frate, la... Ok, level design sus. Și artificial... Dialoguri, dă-le în pula mea cu aia, te mai oprește. Ok, eu zic că e ok așa. Fuck it. E ok, e ok, e ok. Deci avem 7 tehnologie, 9 tehnologie, 7 design. Grafici. Bă, să se vadă lacul ăla albastru ca lumea rău de tot. Pule, dar aici atât ar trebui, în afară de sonor. World design. Bă, ar trebui world design. Că, gen, să se vadă bine baia sprie cu graficile așa. Da, are sens astea. În afară de sonor. Yeah, chiar are sens. Bă, vezi că s-a făcut 12 design, 14 tehnologie. Ok, monthly costurile îs de 8k, deja mai avem 19k bani. Că nu mai avem bani, trebuie să luăm împrumuturi la bancă. Hai că dăm finish. Dăm finish la joc. Deci avem 0 bug-uri, mi se pare corect. 12 design, 14 tehnologie. Ok. Bun. Release game. Eu zic că e chiar un joc superb. The first reviews. 10, frate, e de 10. Bro, let's go, very good. Nice.
7 e enjoyable. Bă, ăsta e pe dușmanie cum e. Bă, 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 nice experience. Bă, vezi că pentru primul joc nu-i rău. Simulation games work well on G64. Adevărat, am știut eu când am făcut jocul pe G64. Boss Gaming SRL, a newcomer in the game industry, has just released their first game. Baia Sprie Simulator. Cu review-uri favorabile. Cu așa bun start, Boss Gaming SRL o să-și facă fani. Let's go, man! Coaie, o să facem și Metin 2, o să facem și Metin. Facem și LOL, dar mai încolo. Am vândut 3650. Avem 22 fani, mă. Vezi că se stă puternic, mă. Vezi că se stă puternic, mă, pentru primul joc. Coaie, vezi că... Has achieved the company sales record. Pula, deja Boss Gaming SRL e insane, man, e legit insane. Baia Sprie Simulatorul, mă. Să sar jumping. Dai fol la cimitir. Bă, găsești tu acolo ce să faci. Cu aia avem bani la greu, man. Avem 113, cabro. Bă, ne... Generate game report. Hai, ne facem reportul despre jocul nostru. Trebuie DLC cu ghiță frizeru. Bă, mai încolo băgăm și DLC la jocul ăsta, mă, că ăsta e hitul nostru. Cu ăsta s-a ridicat Boss Gaming SRL-ul, mă. Fii atent, man, că avem 116k. Ok. Is off market. City and simulation is a great combination. Păi eu știu, mă, astea, mă, că eu știu, mă, cum trebuie să fie, mă, un joc. Am jucat 1000 de jocuri la viața mea. Level design seems to be quite important for this type of game. Ok. Deci e bine că am băgat level design. Platform genre, ok, bun. E bun, man, e bun. Research. Ne strângem pentru engine sau new topic? Nu, mă, că mai putem să ne facem aici, mă. Hai să mai facem un joc, mă. Hai să mai dăm un joc până ne facem engine-ul ăla. Post-apocaliptic. Mad science. Bă, dar nu-mi plac topicurile astea, bro. Slime. Research. Fantasy. Cooking. Ce pula mea de... Pirate. Low. Numai bine deschis side de păcănele. Deschidem side de aparate, mă, dacă e cazul mai încolo. Bă. Time travel. Post-apocaliptic. Bă, pentru un nume post-apocaliptic. Mad science, pula. Pirații de pe Săsar. After Săsar, pule. Băi, cam post-apocaliptic. Săsar survival. Legit, bro, legit. Săsar survival. Bă, trebuie să fie de acțiune un joc post-apocaliptic, nu? RPG cu post-apocaliptic. Bă, merge RPG-ul cu post-apocaliptic. Aventură mere cât de cât. Eu zic că acțiune, nu? Aventură. Bă, eu zic că acțiune, man. Săsar survival, yeah. Facem iară pe ăsta. Investim că avem de unde. Start development. Facem al doilea joc. The God of War G64 is steadily outselling. Opa, bă, stai că apar platforme noi, mă. Deci, bă, ne trebuie story la un joc de acțiune, nu? Bă, dar nu așa mult, mă. Nu, gameplay, cât e mult, engine. Ia, yeah, eu zic că e ok așa, dă-i așa. Bă, dar de ce mi se bagă numai bug-uri pe acolo? Cred că am creat mai multe bug-uri decât să fac. Artificial Intelligence, cred că trebuie să fie ok. Și level design-ul cât e, cât dialoguri, ce pula mea trebuie la un joc de acțiune, man. Nota 3 maxim pentru jocul ăsta. Ce nota 3 maxim visez, mă, că Săsar Survival e cel mai bun joc. Grafici, dă-i să pută, mă. Și la sound, trebuie puțin sonor. Să mai auzim acolo ceva. Să mai auzim și noi niște efecte ca lumea. Bă, dar nu tare stăm bine, mă.
pulă s-o crea numai bug-uri la jocul ăsta. Bă, ăsta e dezastru. Cât am avut la celălalt, mă? Aici știu că am avut mai mult la celălalt. S-a făcut Ninvento. No, hai să-i dăm finish, man. Să sar survival. Bă, eu zic că e un hit. Release game. Ia să vedem. Ok. Ce notă avem? 5. Has its moment. Cu aia e de trecere mi-o dat ăsta. Are potențial. Ok. No, ăștia da, beautiful. Ok, ok. Să vede cu aia că ăștia... Bă, au avut ăștia dușmănie față de mie. I like it. Nu-i rău, nu-i rău, nu-i rău. Not bad, not bad. Nu-i rău, frate. Să vinde, să vinde, asta contează. Ia că-și face, mă, vânzările, mă, să mai fac fan pe acolo. Dă-i game report aici. Ce ai zis, mă, că e nota 3 maximă, că să sar survival e un joc destul de ok. S-au făcut și research-ul. Bă, trebuie să facem 50 research ca să ne luăm game engine din ăla. Post-apocaliptic și acțiune e o combinație bună, am știut eu. Game history. Avem aici și istoria, mă, la tot. 7.25, ăsta are notă de 6. Big topic. Time travel. Time travel. Ce dracu faci la time travel, man? Ce dracu faci la time travel? Back to casa olarului, pula. Time travel, bias prie 2048. Na, mă, că... Să leagă de celălalt joc, cum tic. Bă, hai că mai avem un mad science. Cabraloco, inventatorul, pula. Legit, da, mi se pare șmecher. Mad science. Bă, cu aia ăsta o să fie cel mai nasol joc, cu aia. Bă. Cabraloco, inventatorul, pula. Cabraloco, inventatorul. Bă, nu știu ce să potrivește la asta. Strategie, clar, nu? Bă, simulation ar mere. Simulation. Yeah. Pe platforma din asta mai facem un joc de simulare. Ăsta e de strategie. Bă, mad science cu strategie. Ok. Engine. Bun. Lăsăm așa. Bă, am eu ceva în minte. Nu trebuie story. Nu trebuie story cu aia. Nu trebuie la simulări story. Level design-ul ci că e ok la simulări. Bine, mă. Pe lăsăm așa, să fie level design-ul, forță. Băgăm. Tunfustoriu. Bă, taci în pula mea cu aia, că nu contează la aici, nebun. Grafic, să se vadă bine, mă. Nu, mă, trebuie și word design-ul. Nu, mă, nu trebuie word design pentru mad science. Ce dracu, pentru... Nu trebuie așa ceva. Asta trebuie. Ce am băgat eu aici. E un laborator, bro, exact. Bă, n-arată bine deloc. Da, nu arată tare bine. 11 cu 11, 12 cu 11. Bă, de fapt e cel mai bun joc, man. Ia, mă, s-o mai pus acolo. Ia. Ia ce baga meu, stai că mai stăm un pic pe spate. Ce-o băga la design? Marius Furiosul. Dăm finish. Let's go. New record. Tu mergi invers cu jocurile. Release game, fiți atenți. Cabraloco, inventatorul, e hit-ul anului. Cabraloco, inventatorul. Bă, ăla, numai 7, good game. Nu-i rău, nu-i rău un 7. Bă, I like it. Dați un 10 acolo, mă, nu vă zgârciți. Quirky, but good. Ce e quirky? Shows potențial. Să sar survival, s-a dus Cabral. Bă, să vinde jocul, mă, mi-ai futut story-ul. Să vinde, mă, jocul, mă, aia contează. Dă să facem
Ne băgăm ca lumea pe Custom Game Engine. Facem ca... S-o scos ăsta, mă, Invento-ul, mă, pe piață. Boss, Wear, SRL, bă, Shemi, tu ești în spate, fratelo. Ești în spate, boss. Suntem la Boss Gaming, SRL. Am cerut, amu 20 de minute, mă, jocul. Pe un joc de strategie, zici, Bucofra? Eram în duș și ascultam, înțeles, mă. Contract work! Hi there, I've just finished Cabraloco Inventatorul and I'm impressed by your talent. Să iau skill-uri de-a tale pentru niște bani? Du-te, bă, că am 240, cam balanță, ești prost. Asta mă ia la mișto, mă, generate game report. Vezi că ți-aduc contract? Bă, vezi că deja Boss Gaming SRL mere super bine. Create custom engine. Deci, engine-ul meu o să se numească Boss Engine. Simplu. Boss Engine hashtag 1. Boss Engine. Ce dracu, simplu și la subiect. Când vreodată să avem atâta, ar fi frumos. Niciodată. N-am mă unde-s băieții care ziceau de tine că nu mai bagi la aparate, că distrugi lume. Păi vin numai la aparate, ăsta-i hazul, man. Păi ăsta-i hazul, pulă, că vin numai la aparate când zic chestia aia. Ăsta-i hazul, știi ce zic? Cabraloco, Inventatorul is complete. Mad Science and Simulation is a good combination. Bă, le-am zis... Ia, sound-ul, ci că contează mult, ok. Bine, de știut. S-o vându, mă, și Cabraloco, Inventatorul. Deci am făcut și un custom engine. Hai să luăm un topic din ăsta, mă. Facem fantasy. Remember, host. Mă joc cu un joc în care creăm jocuri, Sonia. Cam așa funcționează. Creăm jocuri. Firma mea se numește Boss Gaming SRL. Aici. Bă, fac un topic de low, de pirați, cooking sau fantasy. Bă, fantasy sună destul de mișto. Cu ceva RPG acolo. Te pup, Is, te pup. Aventurile păcănistului, nu se potrivește. Trebuie o lume așa mare. Știi ce zic? Bă, hai că facem jocul ăsta de fantasy. RPG. Deci o să fie cu roleplay, cu dinale. Cu aia, licența la tesul ăsta, pulă, la Invento, tesul ăsta costă 80 camen. O cumpărăm, bă? Cu aia, eu zic să băgăm tăți bani în platforma asta, pulă. Tântât. World of Cesar. Facem World... Bă, luăm licența, frate. 80k. Costă și dev costul 30k, pulă, bag tăți banii, Boss Engine. Absolut banii bag în jocul ăsta, mă. Game Dev Tycoon se numește jocul. Bine, stai. World of Boss Vegas. World of Boss Vegas. Merem în Boss Vegas, frate. Fantasy RPG ăsta... 2 de grafici, 30k, pulă. Coaie, mi-am dat tăți banii pe jocul ăsta de numere. Jocul ăsta e un bug, pulă, atât. Bă, ăsta, linear story, save game-uri. Bă, la un joc RPG trebuie story și quest-uri. Rău de tot. Gameplay, așa. Bă, îi... Legit. Story, quest-ul trebuie să fie minunat, frate. Tăi să meargă. Mamă, cu aia-s pe datorii, pulă-s pe minus 20k. Mi-o dat 50k? Mi-am luat o datorie de 50k pentru jocul ăsta, să mor eu dacă nu. Pulă, mi-am bă, ce-s cu două bug-uri, mă? Bă, mai ușor cu astea, mă. Dialoguri, sus! Level design, nu tare trebuie, bă. Deci, dialoguri trebuie maxim. Stai, level design tot trebuie, cât e cât. Artificial, ok, dă-i așa, man. Dă-i să puște. Bă, o să fie cel mai bun joc.
Bă, cu aia de-abia am în tehnologie din aia, mă. Word design sus și astea jos. Grafiștă trebuie, bă, de fapt. Dă-i mă așa, mă, dă-i mă să meargă, mă. Te rog eu, te rog eu. Bă, nu mai pune mă la bug-uri, mă, numai bug-uri s-o crea din jocul ăsta, mă. Ok, 15 design, 9 tehnologie. Massive succes. Bine, de nu iese jocul ăsta s-o dus pe pulă tătranul. Bă, cu aia, îs minus 40k. Și am o datorie de 50k ca idee. Mamă, stai așa. Bă, e 15 cu 10. Bă, du-te bă, bagule de paci. Bă, te rog, eu zim că e cel mai bun joc. Bă, te rog, eu zim că e cel mai bun joc. Release game. Bă, de numere jocul ăsta s-o dus tot pe pulă. Bă, e legit release-ul. World of Boss Vegas, te rog, notă mare. Bă, mi-am investit toți banii, enjoyable. Mamă, dă-i un 8, dă-i un 8. Cu aia nu, bă, ești prost. They're focus on dialog, save the game very well. Bine, frate, bine, mă. Dă-i un 7, mă. Mamă, cu aia nu-i bun. 5. Have seen better all games. Suș pula, man. Mamă, stai așa că mi-au dat gherlă. Bă, dă-i niște bani, 50k. E trecere, nu-i un hit, dar măcar ies din sărăcie. Mamă, nu-i bun. Au, aleo, man. Bă, măcar ies un tii din sărăcie, vorba aia. Măcar se iese cât e cât din sărăcie, mă. Am 100k. Pe cum plătesc și eu datoria aia înapoi? Fantasy and RPG. Nu e și World of Boss Vegas nu e și tare bine. To focus their game on specific age groups to really make an impact. Target audience. Face, mă. Mamă, frate, ce s-a stemă? 15 research point-uri. Bă, fratelo. Hai că dăm. Hai, bă, de fapt nu ne permitem din astea. Mai trebuie să facem încă un joc acum. Că nu ne permitem noi acum cu din astea. Develop new game. Stai, am gen... Măcar un genru din ăsta nou, horror. Acum ați fac un joc horror. Bă, stai mă așa, mă. Bă. Cu aia, ce dracu am apăsat, mă? E, numai ăsta am făcut, nu? Next game, patrula șmecherilor. Adventure of MS Plus 9. Cred că trebuie să faci un sequel. Bun, deci am făcut... Facem un joc horror, ok? Genru... Bă, poate fi și aventură. Bă, cred că e aventură, mă, la un joc horror. Spitalul lui Cabraloco. Mental. Sună bine un joc mental. Ca și un joc horror, da. Îl facem pe test iarăși. Costă ceva acolo. Băgăm boss engine-ul. S-o băga deja. O pleca 60k-ul pentru mental. Horror adventure. Ok. Aventură. Îți trebuie story quest. Misterul din Baia Sprie. Bă, e mental să numești jocul ăsta. E simplu și la subiect. Bă, aventura îți trebuie quest-uri. Și story. Bă, da, story nu-ți trebuie... Bă, e story sau quest-uri, ok? Ok. Bă, lasă așa. Dacă nu mere asta, este în bapul antat. Bă, nici nu știu dacă... Bă, cred că e de bine deocamdată cum s-o băgat aici. Bă, nu trebuie la horror tare. Bă, eu nu știu ce să fac. Level design la adventure. Bă, cred că n-am ales bine chestiile, mă. Bă, nu știu de am ales super... Bă, lasă-le așa. Costă 10 bețe, gameplay 2 minute. Word design. Dă-le în pulă. Bă, dar trebuie word design-ul. Bă, dar trebuie tătii de aici. Îmi ba piciorul, tătii trebuie de pace. Cu aia, ăsta e hit-ul anului. Bă, l-am făcut ăsta la mișto, mă. Și sunet. Cu aia, s-a mai lansat o platformă din asta. S-a lansat un... E 17 cu 14, mă. Cu aia, vezi că e bine, mă, 17 cu 14. Let's go, man, let's go! 17 cu 15. E record la amândouă.
Bă, ăsta e hit-ul anului, mentalul, frate. Bă, mentalul e hit-ul anului. E hit-ul anului, mentalul, fiți atenți, release game. Mentalul e hit-ul anului. Ia. Ia. Bă, deci numai notă mare vreau să văd. Bă. Cum să-mi dai, mă, note din astea, bă, ești terminat? 7? Te las 7, stau. 7. Horror Adventure is a great combination. 7. Am luat 5 șeptar, mă. Am luat 5 șeptar, ce să zic. Mental. Bă, e ok jocul, e ok. Să mai păcălește foamea cât e cât. Dar la cât s-o investi, nu mă zic. Să păcăle foamea. Să vinde, să vinde, mă. Fă sequel. Bă, deocamdată n-am deblocat sequel-urile. Mai încolo cred că o pute face. Din câte țin eu minte. Bă, avem balanță, research. Hai să mai băgăm pe aici game tutoriale, să se facă niște tutoriale din astea. Dăm și noi research și investim un pic. Game Dev Tycoon se numește jocul. Hai să facem și noi 550 de like-uri. Ok. Și mai dăm încă un research. Mono sound-uri. Sau target audience. Stai așa, mă. Să-l fac pentru un... Bă, dacă fac un joc pentru copii, man. Că e și pe... Bă, cred că da, mă. Îl fac și pe... O consolă. Că jocurile de copii de obicei sunt pe consolă. Mai ales... Are sens, are sens. Stai așa să o gândim. Bun. Stai, un topic nou, te rog eu frumos, că-ți fac acum Wild West. Cooking. Nu, bă, n-am topicuri pulă pentru joc de copii pulă. Wild West. Cooking. I mean, no. Fac un joc pentru toată lumea, frate. Cooking. Iară simulator pulă la cooking. Wild West. Sună bine un joc de acțiune. Pe Wild West. Huh. Bosscraft-ul. Hmm. Pirați? Da, și pirați. Și pirați pentru copii mere. Research. Dumbrăvița 1604. World of Boss Vegas Cabraloco inventatorul. Bă, pic topic. Facem Wild West. Hai Wild West. Să fac pentru toată lumea Wild West. Bă, Wild West mere acțiune. Nu? Platformă pulă. La aventură ci că nu mere platforma asta. Dar pe la acțiunea mere, nu? Ăsta are market share mai mare decât ăsta, deci nu se merită să iau. Bă, la acțiunea a fi ok, mă. A fi ok. Să fie pentru match-uri, audience sau pentru everyone. Bă, pentru toată lumea pula să se vândă. Boss Engine. Bă, Wild West. Marius Bețivu din vest. Sună bine. Patru glonțe. De la Gin din... Marius Patru Glonțe o să se numească. E nume dezastru, mă, dar nu contează. Nu, intenția contează, mă. Marius 4 glonțe. Sună perfect. Story puțin. Gameplay să fie. Bă, dă-l în pul. Nu, un pic de story tot trebuie la un joc de acțiune. Așa e, ok așa. Băgăm toate save game-urile alea. Wild West acțiune. Bă, Marius 4 glonțe o să fie jocul anului. Dialoguri nu trebuie. Ok, nu trebuie. Artificial Intelligence, cred că trebuie și level design cât e cât. Nu? Grafici și sonor. Grafici. Să fie grafică. Bă, n-arată tare bine cu chestiile astea de sus. Sau?
Hai că poate mai, mai îmi bagă ceva aici. Marius 4 glonțe. Faliment. Casual Games, ok. Losing market share against some other PC manufacturers. Zic că nu fă de succes cu nu știu ce. Marius 4 glonțe. Nu, hai să dăm release, mă. Hai să-i dăm release, ce să zic. Release game. Hai, nu cred că îi putem face un joc bun, mă. Ia. Ia, 8-ul. O, jucat zile întregi Marius 4 glonțe. Și ăsta îmi dă un 6, mă. Bă, sugaciule. 7. Focusul pe Artificial Intelligence o fă numai bun. 8. Love it. Aia zic, man. E nota 7 overall, nu? Că o dat, mă, 1-6, mă. Ia. Ăsta se vinde bine, mă. 7-25, ia. Să vinde, să vinde ca lumea. 7-7K în prima săptămână. 5-5K. Îi bun, bro. Bă, următorul joc o să fie cel mai bun. Dă să dau research la toate chestiile astea de pe aici. Facem un engine nou. Că avem banul. Ninvento. Ce e asta, mă? Și că o să fie ca lumea rău ăsta, mă. Fă engine-ul cociune. Bă, ce să scarpină ăsta de cap, mă. Hai să facem și noi 600 de like-uri. Ce 600 de like-uri visez, mă? Că toată lumea a dat deja like la stream. Ok, mai îmi trebuie 15 RP-uri. Hai să facem un contract din ăsta. Logo animation. Rezolvă. Numai îmi dă ceva puncte research. Îmi dă, dar nu îmi dă tare mult. Bun, hai să mai facem un contract. 23 la tehnologie. Păi ăsta nu-l fac nici cum, man. Numai să fac și eu research-ul măcar. La 15. Ok. Penalty. Și ăsta. Hai, fratele, încă două de research-uri. Bă, să scarpin ăsta în cap la început, mă. Bă, ești terminat? Bă, mai bagă două la research. Două la research, încă una la research. Bă, trebuie să pice. Nu, ok. Și cred că îl și termină, nu? Bă, terminat. Ce că penalty, bro? Hai, mă, să facem asta. Nu mai am research-uri, nu mai am nimic. E Game Dev Tycoon jocul, Game Dev Tycoon. Marketing. Ok. Suntem șefi oricum pe marketing. Suntem cei mai buni pe marketing. Game History. Bă, deci Marius 4 Glonțe a fost cel mai bun joc. World of Boss Vegas. Baia Sprie Simulator a fost unul care e printre cele mai bune, o. Deci stai așa, cât market share are platforma asta nouă, că-s curios. Are 32%, deci neapărat trebuie să facem joc pe căcatul ăsta. Sau să facem Boss Engine 2-ul. Că putem băga mono sound-uri și game tutoriale. Dacă costă 150k, mă, și am 160k. Și dacă următorul meu joc nu-i bun, intru în faliment, pulă. Hai să facem un joc. Că trebuie să plătim și licența asta, suntem pe sărăcie. Mon nostru face live de 5 ore, e ok, bro. Gameling, 50.000, o plecat. Mai costă dev costul 30k, o plecat și ăla. Bă, trebuie un joc făcut pentru copii, pulă, pe Gameling-ul ăsta. 100.000. Un joc pentru copii, nu-i niciun topic de aici, să-mi ba pula dacă nu. Bă, legit, niciun topic de aici nu intră pentru copii, pulă. Bă. Nu, nimic. Fantasy. Da, mă, dar parcă ar trebui un joc de acțiune făcut pe căcatul ăsta. Fantasy pentru copii. Faci un Pokémon. Nu se potrivește că Pokémon-ul e mai mult simulare, parcă. Faci un Pokémon.
A, dar chiar, ai dreptate, un Pokémon Fantasy. Bagă-mă, ba, aveți dreptate. Pokémon Fantasy Casual. Ce-i, mă, genul ăsta? Bă, trebuie RPG sau aventură. Aventură, mă, pentru Coptimu. Că RPG-ul deja role-playing-i pe mult. Pokeboss. De ce trebuie să pun boss la fiecare chestie? Pocangeles. De ce trebuie? Bă, gata, gata, gata. Trebuie să facem un joc cum ți-e mai normal, mă. Ca ceva ca Tetris, da. Poke loco. De ce loco, mă? Pogo, pog... Pogaminator. Poke loco. Bine, mă, poke loco. Poke loco, pula. Achievement. Naming games is something difficult. Mersi, frate, de achievement. Ok, bun. Pentru... Ok, pentru coptii. Să fie grafici. Deci fantasy adventure, frate. Bun. Engine și că nu trebuie. Ok, lăsăm în pula engine-ul. Story quest-uri să fie și gameplay-ul cât e cât. Eu zic că e ok așa. Bun. Stai mă că s-a blocat ăsta un tic. Dialoguri trebuie. Bă, dar dialoguri pentru coptii, pula. Mamă, ceva nu-i, nu se potrivește, mă, ceva, paci. Dă-i max la story, o să dau. Nu, artificial nu trebuie, mă. Level design iar. Yeah, I mean, dă-i așa, man. Ce-a fi a fi? Bă, ce-a fi a fi? If you have more than 1 million in cash, you will be able to move to the next level. Bă, don't worry. A hit game you will get. Coaie, tu-mi zici mie că-mi trebuie 1 milion să mă mut din cocioaba asta de garaj? Bă, eu... La jocul ăsta s-o băga tot în design. Word design. Dă-i, frate, la word design și la grafici, mă, să fie, mă, dă-i așa. Doamne ajută. Bă, da, pe design stă super bine jocul ăsta. Bă, da, 23 cu 12 e insane, man. 24. Băi, record mondial. Bun, finish. 24 cu 12. Bă, la design e record. Release game. Bă, ăsta trebuie să fie hit. Ăsta trebuie să fie hit, că oricum îți mor de foame. Mai am 59 cash. Ia. Pune-le la 10, mă, Poké Loco! 10! Technology and design! 10! Everyone loves it, Poké Loco, pulă! Păi! Awesome! Dă-i și tu 10, mă! Să fie joc! Bro! Bă, mi-ai stricat jocul, man! Poké Loco, pulă, jocul viitor... Fiți atenți, mă, că suntem cei mai bogați oameni. Fiți atenți cât e s-o vândut. Mamă, 200 ca... Bă, mi-am făcut în prima săptămână 1 milion! Mamă, Boss Gaming SRL. A company sales record. You have made quite a name for yourself. Aoleo, new office deja. Move 150k din... Mamă, nu... Scuză-mă pe mine, fratelo. Deja, welcome to your new office. You can also... Băgăm angajați aici, mă. Băgăm angajați, n-avem nicio treabă, man. Mamă, nu, nu-i real. 1 milion, 1 milion. Dă să dăm research. Mă, ai, ai, 975 jocul ăsta. The staff management training. Bine, bro. Păi, staff management training unde îl fac? Păi, la research? Mă, coaie. Bă, am 3 milioane. We just got the word that Poké Loco, which has recently released by Boss Gaming SRL,
O făcut peste 500 caseluri. If the game were a music record, it would have gold status. Oh, competitori, li ciudă, mă. Li ciudă, mă, la fraier, mă, li ciudă, mă, la fraier. The recently published game Pokeloco is a surprise hit with players. Ok, bun, bun. Să stă bine, mă, să stă bine. Okay, și acum ce fac? Train. Mamă. Păi pot să-mi dau train aici la meu. Parcă trebuia să fac ăsta, staff management, e. Din 25K. Se fac sequel-uri. Că vrei lumea... Bă, băgăm numai sequel-uri la jocul ăsta. Ești prost? Păi numai la asta băgăm sequel-uri non-stop. G64 e și dă-l în BT și mă de G64, mă, cine mai joacă, mă, pe ăla. Pokeloco, s-o făcut și fani, pulă. N-ai, mă, ce, mă, e jocul perfect, mă. Poți să angajezi oameni. Buget! O, bă, 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 stai. Tic 2 milioane. Atât de scump pot eu... Nu, mă, stai așa, mă. Deci, bă. Stai, stai așa, stai așa, cu e că... Nu investim noi chiar atât. În ce să-mi investesc caracterul? Deci, Marius Furios are 300 în design... 300 în tehnologie, 300 în speed, 300 în research. O să-l pun pe design, mă. Eu o să fiu omul cu design-ul, pula. O să car pe design. Game design for pirates. Pentru pirați. Adică pentru aia care crachează jocurile. Scrie Boss Gaming. A, da, chiar scrie aici Boss Gaming. Yeah. Plătește-ți, mă, angajați, nu fil... Bă, trebuie... Bă, lasă-mă cu astea, mă. Deci, s-o băga design. A mea o să fie cu design-ul, mă. Field position. Complex algoritm. Ok. Bă, bugetul să căutăm staff o să fie de 500 de mii. Avem 5 milioane, avem de unde. Îl găsim pe unul corect, pula. 510K. Game Dev Tycoon, am mai zis de multe ori. Ok, 500K, bro. Îi ilegit 500K. Eu zic că e ok. Pentru primul om, oricum am o grămadă de bani. Chiar am foarte mulți bani. G64 nu mai e suportabil, ok. Ia, ce am găsit aici? 21K pe lună. Tehnologie, tăți-ți pe tehnologie. Bă, cât costă asta, mă? 20K. 357, 374. Stare și un pic în design. Ce le bag omul meu pe tehnologie? Ești prost? 374, 3. Îl iau pe Ben Silverman ăsta. Nu pot să-i pun alt nume. Îl iau pe ăsta, fratelo. Level 2. Pulă, ce bag omul meu. 20K pe lună. Îi dăm, frate, îi dăm. Asta e că este și research. Speed. Bă, stă bine și pe speed. Luăm pe Ben Silver, mamă. Hire. Hai, fratelo. Hai, fratelo, la servici aici. La viața bună. Train. Îi mai dăm un pic de train la meu. Eu o să fiu pe design, mă, pe din ale. Le datorez procent din firmă. Adevărat, mă. Avem investitori încet. Scuzele mele. Stai liniștit, Zenzi. Stai liniștit. Îi mai dăm un pic de design la Marius Furiosu, să fie treaba. Cred că asta e oboseala ce am eu aici, ca idee. Plăti la fel de bine aproape ca moderatorii. Bă, ăștia trebuie să-și revină, pulă. Bă, ăsta de-abia s-a angajat, pulă, și e obosit. Coaie, te trimit în vacanță, ce cu tine, coaie, de ăștia și obosit, pulă, ești prost? Generate game report. Bagă un game report la Pokeloco, că trebuie. Vreau să investesc în Boss Gaming SRL. Numai de la milioane în sus vorbim aici, că deja avem 4 milioane cash. Banii jos, cash, 4 milioane. Fantasy and Adventure is a great combination. Level design-ul nu tare contează. Gamelink și Adventure e bad. Ok, și Gamelink-ul se potrivește pentru young people. Da, fair enough, fair enough. Research. Ne trebuie... Medium games, ok.
nu știu, medium games, adică la densitatea jocului cât de mare să fie. Nu exploata angajatul. E cam bronzat. You have started developing larger games. There to be seen by more people and this is where a publisher can... Ok. Publisher will market. Ok. Ok. Deci... ceva publisher care să... bă, trebuie să creăm un joc acum, train. Pot să-i dau train și la asta. Ok, fratelor. Nu, nu-i dăm fire. Bă, să-și revină ăsta un pic, stăm un pic pe spate, să-și revină, să fie 100% și creăm următorul hit. Creăm următorul hit că... bă, oricum am 4 milioane în balanță, man. Bă, n-ar trebui să fac create custom engine nou. Adică... aș avea niște chestii aici de băgat. Find publishing deals. Ce asta, mă? Penalty 130k royalties. Min score 6. Să-i dau... cum adică, mă, să-i dau? Să-mi promoveze ceva joc? Penalty 130k. Game size minimum să fie... să fie post-apocaliptic de simulare. E, mă, să... îmi promoveze jocul. Min score 5. Any topic simulation. Rockvile Softworks. Codemasters. Royalties 9%. Și am promovează jocul, ci că mă. Dau două țigări. Ce-i cu tine, mă? Na bun, hai că 100% amândoi. Bă, o să fac mai încolo un engine nou. Medium, joc medium, 150k. Vezi că... Boss Engine. Facem iară un joc pentru copii. Young, medium, topic. Pula mea cu aia ce. Să mor eu. Bă. Nu știu cu aia, cu topicurile astea ce dracu pot face. Time travel. Time travel, acțiune. Păi stai că-i schimbat titlul. Nu mă, nu mere joc horror pentru copii, frate. Iară fac un joc horror ca data trecută. Time travel. Acțiune. Mere. Harry Potter. Da. Harry Bossman. Harry Bossman. Cu time travel. Gata. Harry Bossman o să fie jocul ăsta. Hai mă că bag acum amândoi la jocul ăsta. Ok. Eu acum trebuie să pun persoane. Bă, vezi că e mai complicat acum. Deci bă, trebuie să-mi pun ăsta la chestii legate de tehnologie. Deci bă, story nu tare trebuie. Engine. Gameplay. Ok, îl băgăm pe a meu aici și îl mai băgăm pe ăsta aici, la gameplay. Du-te acolo, dă-i să meargă. Bagă, 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 bagă. Pula, ăsta mi-a făcut un bug, pula, ești terminat pe viață. Proposition. This is a very special offer. Our agents have recently managed to borrow some research information which might be of interest to you. To borrow some research, 35k. Eu zic că se merită, nu? Research movies, ok, bun. Ok. Te trolea... bă, angajatule, bă, la muncă, man! Bă, la muncă, bă, bag acolo, pulă! Ok. Artificial intelligence trebuie maxima, cică. Ok, dă-i. Dă-i să meargă. La creație, la creație amândoi. Bă, pune-ți mă, bă, pune-mă mă... bă, ăsta-i joc dezastru din cât e văd eu. Bă, n-arată tare bine deocamdată. Avem 5 la design.
Da. Word design. O tare trebuie din asta. Mamă, ce obosiți. Sunt obosiți rău de tăta mea, mă. S-a băgat o platformă iară nouă. Bă, a mei creează numai bug-uri la jocul ăsta, mă. Bă, calmați-vă, bă, cu atâtea bug-uri, mă, la Harry Bossman. Avem 7 design, 19 tehnologie. Da, n-arată minunat. Hai, băi, dăm finish așa. N-arată... Să fie ăsta următorul joc bun, release game. Hai să vedem. Trebuie să fie ceva de el, așa-i? Tu până atunci fă... Ok, hai să vedem review-urile. Nu mai ciocapicule. Mamă, e dezastru, mă, Harry Bossman-ul. Mamă, l-am asasinat jocul ăsta. Dă-i mă un... Bă, un inspiring, ești terminat! Ăștia de pe ultimul loc oricum mi-o da nouă la ultimul joc, pe dușmănie. Deci nu uităm niciodată. E cam dezastru jocul ăsta. Vezi că s-o tă vândut. Să vine, mă, ci că mai vin niște famă și la jocul ăsta. O, e vina lui Ben ăsta, mă, da. Nu știu, mă. Made me think, game dev. Mai bag un pic ca ciu. Mai învață și tu niște chestii, mă, că... Research. Lasă-mă că o să fie ok băiatul cu timpul. Vrea să dai mai mult pe grafică, zici tu? Time travel and action is a good combination. Ok. Da, dialogurile în game seems to be very important. Gameling action. Ok. Time travel young good. Ok. Mai angajează-mă... Ai, mai pot angaja, mă. Bă, știi ceva? 1 milion bag în următorul angajat. Show real. Dă-i să meargă. Bă, 1 milion băgăm pe Findstaff. Cred că cât a trebuit să bag în ăsta. Time travel înapoi la fome. Ia să vedem. 17k. Bă, ce mi-ai găsit, mă? Ce-s cu coachul? Ăsta e cel mai bun. 23k design. Bă, scam cociun tăți. Îl luăm pe ăsta, mă, n-avem de ales. Mamă, coaie să mor eu. Stai, ăsta nu-i mai bun. N-are speed ăsta și research deloc. Ăsta stă bine pe research. Îl luăm, frate, luăm. Hai aci, mă. Hai aci, bossmanule. Îi obosit direct cum a venit. Ok. Research-uri. 3D graphics. Asta 2D graphics V3. Bă, ăsta trebuie să-l deblocăm cumva. Marketing. Hai că... Send on vacation. Ăsta nu-l pot trimite în vacanță. Train. Staff welcoming training. Ok. Numai indien vine aici. Lasă-mă să meargă bine jocurile. A venit de la betonie la birou. De-aia e obosit, mă. Ai mai mulți cu mare design? Bă, aia e true. Aia e cam true, man. Ar cam trebui să-l fac pe-a meu. Mă, nu știu ce să mai... Bă, dar la astea am dat train la... Stai, este ce level are? Research. Ok, fill position, gata, destul la angajat deocamdată. Find publishing deal. Develop new game. Ce platformă e acum populară? Tot asta. Pule, asta e tot pentru copii, mă. Tot jocuri pentru copii trebuie să fac. Echipa aia de balansare a campionilor. Ca așa e Neymar și Mbappé la din studio. Bă, hai să contract org din ăsta, mă, să mai facem câtva research, să luăm un topic nou, să mor eu. Că m-am plictisit de topicurile. Bă, am cele mai nasole topicuri, man. Bă, băgați un tic acolo pe research.
Mai fă un contract work din ăsta, că... Să mai facem un topic nou. Bă, dar mai băgați și voi pe research. N-aveți chef de research. Chiar n-au chef de research. Bă, eu dau 75k pe lună la angajat și la ăștia. No, ia, face și ăsta. Ce beau ăștia cafeluța? N-au nicio treabă, mă, la servici. Își beau cafeluța? N-au o treabă, mă. Design a board game. Notare... A, le avem cu designul, de fapt. Mai îmi dă și o penalitate, pulă, că n-am terminat ăsta. Măcar am research-ul. Măcar am băgat research-ul. No, hai să luăm un topic nou. Research, topic. School. Tic school, pula. School. Cooking. Că e-mi vie să fac un cooking simulator, mă. Lecție de dublaje. Și să fie pentru young people, pula. Bă, asta facem. Sună perfect, man. Yeah, sună perfect, pula. Sună perfect. Profesor de dublaje, o să se numească jocul. Da, sună perfect, sună perfect. Deci, jocul o să fie în felul următor. Develop new game pentru copii, pula. School. Profesor de dublaje. Bă, asta o să fie hitul nou. O să fie simulation. Simulăm acolo niște dublaje. Perfect, game link. School, simulation. Boss engine, hashtag 1. Dă-i să meargă. Noul hit pe piață. Noul hit pe piață, pula. Profesor de dublaje, dă-i să meargă. Ok. Deci, story nu trebuie. Nu îți trebuie story la dublaje. Engine trebuie. Ascultați-mă pe mine. Engine nu trebuie la dublaje. Deci, bă, tu intri la engine. E bun. Tu intri pe aici. Și eu intru aici. Dă-i să meargă. Profesor de dublaje, school simulation, jocul ăsta. Bă, dar deja suntem la 2 milioane, mă, nu mai stăm tare bine pe cașcaval. A venit o platformă nouă, Ninvento. E, a făcut o consolă nouă, Super TES. Super TES se numește asta. Level design, ci că trebuie mult. Dialoguri deloc, absolut deloc. Și puțin ar... Stai să-l bag pe ăsta aici. Și... Îl băgăm pe ăsta aici, I guess. Yeah. Da, dă-i. Bă, da. Hai, băieți, la servici. Bă, vezi că stă bine pe tehnologie și pe design cât de cât. Sound mare. Grafii să fie cât de cât, world design deloc. Ben Silverman. Te cam obosești tu puțin aici, n-are nimic. Sau nu mai bine îl obosesc eu pe a meu, mă. Mai tare. Așa să fie, dă-i să meargă. Ca a meu trage mai bine, mă, din câte văd. Dublaj direct din controller. Pula, mi-o băgat a meu 4 pe tehnologie, ești prost. Cu ai profesor de dublaje. Profesor în dublaje sună mai bine, am cam dat mispel aici la nume. La numele jocului. Profesor de dublaje, profesor în dublaje. Sună bine oricum. Coaie, avem 35 la tehnologie, 24 la design, bro. Man, ăsta e hitul anului. Finish. 25 design, 36 tehnologie, bro. Record la amândouă. Bă, ăsta e cel mai bun joc. School simulation, profesor de dublaje. Să se învați. Să se învețe toate dublajele posibile. Ăsta e cel mai bun joc. Bă, ăsta e legit cel mai bun joc. N-are cum. Fiți atenți review-urile. Ulala, direct la 10 sare. Direct în 10. 9, great game, ok. Standard e mai mare acum. 8, love it. E bun oricum jocul. E bun oricum. 9, can't wait for the sequel. Ăștia tot timpul îmi dau note proste. 8. Ăștia întotdeauna îmi dau mai mici, mă. Ăștia de pe ultimul. 8.5 nota, mă. Vezi că e bun, mă.
Fiți atenți cum vine plata. Fiți atenți cum vine plata. O, 700 ca un balanță, te-am pupat. Te-am pupat, fratelo, te-am pupat, s-o făcut plata. S-o făcut plătica, facem game report-ul. Și trebuie să facem imediat custom engine-ul, al doilea custom engine. S-o făcut plata, man. Hai, boss. Ce are asta, mă? I have a knack for security and I think we could really do with some security upgrades in our office. Cu 50k investiție, securitate în office. E 10 ben? Bine, mă. 50k la noi, ce mai e, mă? Ce mai e la noi, mă, 50k, mă? Ce mai e 50k, mă, pentru noi? Bă, trebuie să facem mai multe research point-uri. Băgați niște research point-uri neapărat. Ăla cere tax, nu e taxă, mă, de protecție, mă, e securitate, mă, să avem camere din ale, nu? Bă, trebuie să... Ia. Bă, ce să mai inventează, mă? S-a mai inventat încă o platformă nouă? Câte platforme noi mai sunt? Ok, ăsta costă 2 de graphics V3, costă 80 RP-uri. Research point-uri. Dar ne-ar trebui toate chestiile de aici înainte să facem un game engine. Sincer. Chiar ne-ar trebui toate chestiile. Să nu-ți dispară telefonul. Ok, ăsta... Tu ai nevoie de o vacanță. Marș în vacanță, mă, că... S-a făcut jocul ăsta, profesor de dublaj, o fohit pe piață. O fohit, ne-am ridicat la 3.7 milioane. Bă! Contract work, ok. Deci... Bă, ne trebuie iară mai multe research point-uri și mai multe. Bă, faceți ceva ca lumea rău de tot aici. Bă, băgați la research point-uri la greu, mă. Bă, bagă-ți și tu la muncă, ce dracu faci, mă. Ne trebuie doar research point-uri, ne trebuie. Astea le fac pentru research points. Că vreau să-mi fac un engine să le aibă, să aibă toate chestiile posibile. Bă. Send on vacation și pe ăsta. Vă mai trebuie și vacanță. Hai să ne mai luăm încă un om. 2 milioane bag. Game demo. Pula, cred că am făcut cea mai mare greșeală că am dat 2 milioane. Dar de nu-mi găsesc eu unul forță rău de tot. Ola, cred că mi-am băgat toți banii în omul ăsta, mă. Cine dracu mi-a venit, mă, de 2 milioane, mă? 25k? 32k. Are 426 tehnologie cu 373 design, cu speed. 32k pe lună, higher. Bine ai venit. Bine ai venit, băiatul meu, că am dat 2 milioane, nu mă zic, că... Bă, cei mai săraci oameni posibili suntem, mă. Pule, dar iară vă trebuie vacanță, de ce ați obosit din nou, mă? Că e la muncă. Bă, niciun fire, mă. Bă, niciun fire, mă. Stați. Ok, ne trebuie custom engine nou, whatever. Dă-i pe game tutoriale, pe din astea, grafici. Numai asta ne trebuie, nu? Ce să ne trebuiască și asta? Că avem astea mai îmbunătățite. Boss engine... Hashtag 2. Bă, de fapt, stai așa, omti, mă, că mai băgăm niște research point-uri până una alta. Poate facem mai șmecher un pic engine-ul următor. Cociune engine. Și ăsta e obosit fix cum o venim. Bă, dar mă cam disperă, mă, oamenii ăștia. Mă cam disperă puțin angajații ăștia. Mai am 1.3 milioane puncte. 3 milioane puncte, 3 milioane bani. Nu să stă tare bine. No, ăsta... The market has normalized again with no particular strong trends, ok. Deci nu-s trenduri. Ok, bine de știut. Mai citim și noi pe acolo. Bun, mai dă research la ceva. Open world. Par fi forță pentru... Fii atent că facem un joc insane acum. Open world.
facem un World of Warcraft. O chiar. Salut, Bosman, 5.000 ron start, ai cu șeptarii? Ai. Okay, man. Bun. Îi timpul pentru engine. Cu asta, cu Mono Sound Open World Game Tutorials. Boss Engine hashtag 2. Bun. Avem de băgat aici. Hai, la muncă, băieții, la muncă. Aveți de băgat. La muncă. Bun, am făcut și engine-ul nou. Următorul joc o să fie cel mai mare killer. Stai să văd, ce platformă există, amu? 18 la... Tot ăsta pulă, pentru copii trebuie să fac joc. World of Bosscraft. Bă, eu trebuie să fac tot un joc pentru copii, pula, mă. Bă, hai cu un topic nou. Coaie, ce topic să meargă pentru copii? Topic. Martial Arts. Movies. Am deblocat topic movies. Rotir gratuite farm. Bă, iară joc pentru copii, pulă, că ăsta, pulă, dacă ăsta prinde, coaie, pentru platforma asta, gambling. Facem joc pentru copii. Medium topicul. Și că time travel-ul iară intră bine. School am făcut înainte un joc de școală. Coaie, cred că... Bă, martial arts n-ar intra cu copii. Cât e că nu? Cooking ar intra? Bă, cooking intră, mă, pentru... Nu, cooking intră pentru toată lumea, mă. Low. Pirați. Poke Loco 2. Stai că n-avem sequel-urile. Dar nu facem... Hai să lăsăm un topic ce avem. Young. Facem iară fantasy, cum era la Poke Loco. Ia. Hai că le mai păcălim încă o dată așa. Aventură. Medium. Young. Gambling. Boss Engine 2. Bă, înainte am făcut Poke Loco, tot fantasy adventură a fost. N-am somn. Bă, ăsta o să se numească... Este jocuri casual, nu știu. Gen. Genre. Bă. Nu Poke Loco 2, că îs mai încolo să deblochez sequel-urile. Fă-l casual. Dar mai bine mere aventură, că și aventura mere pentru copii, nu? Fantasy cu casual nu mere tare bine. Bă, trebuie un nume bun aici. Gândiți-vă la un nume bun acum. Doctor Bosescu. Nu-i despre doctor, mă. Trebuie să fie de fantasy adventure. Doctor Bosescu în relația la cu science, exact. Căutarea balanței, nu. Băi, e fantasy, măi, cu dragoni, frate, cu chestii. E dragoni, fantasy. Bă, să fie ceva legat de dragoni, că dragonii sună cool. Dragon Adventure, pulă, să-mi ba pula dacă nu. Cât e basic, 3D graphics, hai. Hai băieții, la muncă. La muncă. Engine deloc. Story quest-uri, maxim game tutorial să fie. Bun. Stai așa, trebuie să o gândesc un pic cum să le bag aici. Deci bă, oamenii care trebuie... deci Thomas are design, tehnologie. Bă, cineva cu design trebuie la story quest, nu? Cu design mare. Ăsta are cel mai mare design. Eu mă bag la gameplay. Și la engine îl bag pe ăsta.
E ok. Dragon Adventure, cel mai tare nume. Bă, nu-i foarte tare, dar ok. Bă, ce-o băgat ăștia aici, mă? Bă, ce s-o băga la design? Mamă, ăsta o să fie cel mai bun joc deja cum au muncit ăștia. Ok. Level design low. Dialoguri sus. Cu ăsta cât e cât. Deci, Thomas... Intră aici, că oricum e obosit un pic. Tu intri aici și eu intru la ăla. Bun. E ok, ok. Dă-i să meargă. Hai, băieți. La muncă, la muncă. Băgați și la tehnologie un pic, bă, sunteți nebuni. Să mai avem și un... Mamă, cât avem design la jocul ăsta. E cel mai bun design de pe piață. World design, iară să fie. Open world, mono sounds. E insane jocul ăsta. Bă, ăsta trebuie să-l mai băgăm un pic la servici. Ia pune-te tu pe acolo. World design. Și cu grafici. Hai. E bun. Dă-i. Mamă, cum o să fie jocul ăsta, bă, Dragon Adventure, cel mai bun joc. Aoleo, fratelo, bă, e 67 cu 52. Mamă, bă, vezi că o creat ăsta un bug, mă, bă. Să nu-i dau release cu un bug, că mă tăsparg. Stai, așteaptă un pic. Cu aia nu mai am bani în balanță. Eu, cu aia, 200k. You will go bankrupt dacă merg peste... Pule, trebuie să-i dau finish. Nu. Crede, mă duc chiar... Bă. Terminați, bă. Ok, finish. 74 cu 56, ăsta e jocul. Bă, ăsta e jocul de... Bă, 74 cu 56, man. Fii atent, release game. Ia. Yeah. Bă, sunt curios. Bă, deci ăsta e insane, man. Ăsta e insane. Dragon Adventure, 10. Bă, cât îmi dai, mă? Bă, ești terminat? Bă, eu... 9. Păi, bă, știi ce-o dat note așa mici? Aoleu. Păi, e o ciorbă. Pule, eu dau 100k pe lună numai la angajați, man. Eu nu m-am gândit la asta. Dragon Adventure... Ce e asta? If you want to play war games, then transfer to some critical system of one of our competitors. If you want to play war games. Bine, mă, le dăm. Le dăm lovitura de 129k. Pula noastră cu aia, le dăm. Nu, mă, le-am dat eu hack-ul. Le-am dat eu hack-ul la fraier. Generate game report 8. Hai că nu o fată de rău, mă. Tot Pokéloco e cel mai bun joc posibil. Pokéloco ăla, mă, ăla mi-o meni, mă. Stai, mă, cine mi-o zis aici? Pokéloco ăla, mă, să știi. Research. Facem un topic nou. Martial arts. Să băgăm asta. Research. Better user experience. Research. Better dialogues, ok. The big game convention will take place in 4 weeks time. Do you want to participate? We can show our marketing material. Huh. Bă, ne permitem un medium. Că 1.5 milioane, că mai avem 1.5 milioane, nu-i cea mai bună idee. Ok, choose. Dăm 500. Cu aia, și asta costă pulă, tătătă ne marketează, bă, băieții. E still new to the team, a few more games and the team will have higher potential. Auzi, mă. Bine, fratelo. Comic-Con. Ce
Comic-Con all-in, mă. Calmează-te un pic, mă, că... Mitologie, pulă! Fac Gates of Olympus, frate! Mă, send on vacation. Research. Level editor. Boss Gaming SRL. Trebuie să schimb pe Benny Slab. Bă, dar acum oricum pot să am 4 oameni în office. Oricum mai trebuie să angajez unul. Mai încolo eu îi schimba. Deci Boss Gaming SRL cu Dragon Adventure. I-au venit mai mulți fani, I guess. 73.000 de vizitatori. N-am fost în top 100 anul ăsta, cică. Auzi, mă, aici, mă. PlayStation! Play System. Ok, că nu puteți să-i zică PlayStation, că și-a luat jocul ăsta niște copyright-uri. Ca idee. Play System. Bă. Facem joc pe ăsta? Câtă pe căcatul ăsta am făcut până acum? Stai că încă nu știu dar release. Bă, în vacanță și tu. În vacanță și cu tine, mă. Și în vacanță și cu tine, ai și tu fresh. Că e făcut următorul joc. Ia, frate, nu, că am 2D V3, care e mai bun decât 3D-ul ăla. Ok, hai că s-o vândut și ăsta. Stai, am deblocat cumva sequel-ul. Nu, trebuie să-i dau research la sequel. Pule, trebuie să am neapărat sequel. Să fac la pochelocul ăla. Cât e caldă pâinea am, mă, să fac. Bă, hai să iau din astea rapid. Să fac 20 research. Ok, deci și-o da release ăsta. E popular, oare? Bă, ceva mai așa. Să fac niște research points. Bă, dar nu se bagă deloc la research. Legit? Nu bagă absolut deloc. Bine, mă, hai să fac un joc nou. Că de aici să faci research. Medium, pic topic. Pula, care-i platforma cea mai populară? Play System e 16,6, licenț cost. Bă, ăsta o să spargă imediat, mă. De-abia și-o da release, pula, și deja are 16,6. Ăsta e jocul, următor jocul anului. Păi, pe Play System facem. Bun, trecem la jocuri noi. Bun, e pe Play System. Deci, City, Martial Arts, Mitologie. Ar intra mitologie, Wild West, Mad Science, post-apocaliptic, ar intra și post-apocaliptic, movies n-aș băga. Bă, cât e topicuri ies. Bă, cred că face mitologie, sună bine. Bă, la mitologie, RPG, aventură numai. Cred că RPG, nu? Bă, ar intra ok, sau aventură, RPG. Dau un roleplay din ăla. Bun. Pentru matur sau everyone? Cred că matur. Ok. Mitologie RPG pentru mature audience. Ar trebui. Bun. Zeus. Legendele Olimpului. Așa se numește jocul. Ăsta o să fie cel mai bun joc. Legendele Olimpului, frate. Mitologie RPG. Bă. Deci. Dă-i aici. Nu, îi dau. Dă-i tu aici. Thomas, că ești cel mai bun. Păstorii. Maxim păstorii. Engine. Mai deloc. Gameplay un pic. Dă-i să puște. Hai, băgați băieții, băgați tare. Bă, dați-mă tare mult la legendele Olimpului ăsta, mă. Hi, this is Jason Green from Gaming World. I got word that Boss Gaming SRL is working on a new game. Hai să dăm un interviu.
Hype game. Hype game, frate. Hype game. Dați hype. Pula, am hype aici pentru jocul ăsta. Pula, e tot hype-ul din lume, mă, pentru jocul ăsta. Și e nu iese. Vezi că... Pula mea, dacă nu-i hype, nu-i hype. Asta este. S-o mai întâmplă. Happens. Bă. Dialoguri. Tryhard. Rău de tot. Bă, bagă-te și tu un pic așa pe treabă. Pe dialogurile ale. Benule, tu stai la așa ceva mai pe sărăcie. Bun. Eu zic că... Și un pic de level design nu strică. Sau... Mai așa. Hai băieți, la treabă tăți, la treabă, la treabă, man, că trebuie să fie... Bă, de ce stă caracterul meu? Bă, n-avem așa multe puncte. Give interview. Da, mă, e cel mai bun. E cel mai bun joc, e cel mai bun joc. Facem tot hype-ul din lume la jocul ăsta. World design. Cu grafici. Dă-i să meargă. Bă, e un risc, ci că jocul meu. Mă, adică e un risc, mă, că e 100% pe... Nu știu ăștia, mă. Ok. S-o băga bine aici. 58 cu 48. E ok, nu? Bă, vezi că seară pe... Sărăcie, imediat iară bankrupt. It seems that quite a few players use illegal copies of Dragon Adventure. Băi, eu zic să-i le dăm warn. E pre... Bă, deja se bag dracu. Să le, se bag dracu la pușcărie, pulă, că o cracat un joc. E atenționăm prima dată, nu? E pe file is luat, deja s-o pirata Dragon Adventure ăla, mă. Hai că le dăm un word, mă. Le dăm un word, mă, să... Deți oameni. Pe lângă că nu a avut bani de joc, mai bag și la pușcărie, mă. Finish. Deci am... N-am record la niciuna, stai un pic. 65 cu 53, no, hai să vedem un joc ăsta. Due to increase in experience? Ce, bă? Cum adică cu aia le-a mărit salariul, mă? Că murim de foame aici. Bă, jocul ăsta trebuie să spargă, că... Ia. 9. S-o cam apropiat așa de 10, vă, 10 ca asta. Tic 8. Dă-i 10-le, dă-i 10-le, că parcă vrei, mă. Tic 8. Dă-i 10, 9 sau 10. Ok, un joc ok, un joc ok. Un joc ok. Hai, mă, dă-i. Dă-i primul sale. 500k. Bun. In some... Am primit 293 de fancică. Legendele Olimpului nu a fost chiar un hit. Dar... S-au vândut. S-au vândut, ok. Ba, avem o grămadă de puncte research. Sequel-uri. Simple cutscenes. Și mai dăm la un topic nou. Assassin. Ok. Un Assassin Creed facem. Nu tare mai faci de la poche ăla. Păi de la ăla s-o dat, mă, deja vânzările, mă. Merg să mă... Noroc. Te pup, boss, te pup. Made very bold remarks about their them that it will be over successful. Exact. Yes, exact. Exact, frate, exact. Mitologie și matchuri is great. Ok. Bă, 100% chestia asta nouă are... Asta e platforma cea mai cunoscută acum.
Yeah, trebuie să facem pe Play System și o să fie din ce în ce mai cunoscută. Nu este să fac un joc de la Publishing Deal, cică. Any Topic Simulation. Minimum score 7. Cică cu Publisher, Penalty. Și Royalties trebuie să le dau. Dar cică cred că îmi promovează mai mult jocul, nu? Hai să le dau niște trainuri, îi dau, bineînțeles, la meu. Bă, dă-i de tătie. Hai să-i dau train și la asta. Bă, dă-i și la asta de tătie. Sau don't repeat yourself. Cred că ăsta-i speed, frate. Hai să le dăm la tăți niște train. Dați acolo train la tăți. Să antreneze băieții. Bine, mă, Andrei, mă, ce să zic, mă. Ești ciudoși, mă, din ăștia, mă, lasă, mă. Ești fan Mario Smackerul. Ce să zic, mă, erau mad pula ăștia. Ăștia s-o grămadă, mă. S-o grămadă din ăștia. Large boot, 1,5 milioane, man. 1,5 milioane. Băi, dăm 1,5 milioane, mă, să vadă toată lumea legendele Olimpului. Bă, de fapt, nu a fost cel mai bun joc, adică... Marius omoră balanța. Hai să mai facem încă un research. Încă un topic. Virtual pet, pula. Coaie. Ce dracu de joc poți să faci virtual pet? O mers tăzi la legendele Olimpului. Hai că avem 1,3 milioane, ăsta e bugetul pentru următorul joc. Legit. Și să mai plătim și noi o pâine pentru ăștia. Pula, cât s-o venit, mă, la convenția asta? O venim, mă, ceva. 200.000 de vizitatori. E bine-s. Bun, hai să dăm develop la new game. Primul rând, platforma o să fie asta, medium. Topic. Asasin. Aventură. Aventură. Sau acțiune. Mere acțiune. Asasin, acțiune. Sau martial arts. Yeah. Un fel de Tekken. Sau ce jocuri mai sunt martial arts. Sau Mortal Kombat, pula. Boss Combat. Insane Boss Combat. Mamă, ăsta-i, mă. Bă, ăsta-i jocul viitorului, mă. Martial arts acțiune. Everyone. Hai să punem everyone. Boss. Insane Boss Combat. Bro. Ăsta-i jocul, man. Engine. Bă, îl punem, mă, pe ăsta aici. La cea mai bună chestie. Gameplay, istorie deloc. Ok, dă-i așa. Hai. Insane Boss Combat. Bă, eu chiar am încredere super mare în... Nu, chiar am încredere mare în ăsta. Nu, ăsta o să fie jocul viitorului. Nu, ăsta e Artificial Intelligence, maxim, dialoguri 0, level design puțin. Deci, du-te tu la... Nu, eu o să mă bag la ăsta. Te bagi la ăsta. Ben la ăsta. Dă-i să puște. Bă, băgați-vă, mă, pe treabă. Că e cam slăbuț în runda asta. Tăpă research îmi bagă. Ok. Ăsta nu mai pot folosi. Grafici. Or design. Ne, sound. Ok. Tu mergi aici. Ok. Tu mergi aici.
Nu, la design tu trebuie să fii. Ești mai bun pe design. Sound. Ok, eu zic că e ok așa. Sound. Ia, yeah. Da, așa. Bună seara, salut Alexandra, salut, salut. Se anunță live din 24 de ore. Nu stă atât. Ia, dar nu stă rău, 68 la tehnologie. Avem și un pic de hype la Insane Boss Combat. De ce nu joci WoW? M-am mai jucat World of Warcraft, dar m-am lăsat. Am jucat timp de vreo 10 ani cu pauze, cu tot felul. Da. Nu știu, tare, tare mare grindul la World of Warcraft, cam asta e faza. Foarte mare grindul. Îi dă release așa, nu? Mamă, stai că era hype înainte, mă. 5-2 cu 75. Vezi că e forță asta, mă. Vezi că e forță. Ia să vedem. Insane Boss Combat. Bă, asta nu-i joc bun. 7. Ce-mi dai 7, frate? Asta-i joc de 10. Ia, 10. Bă, dar parcă au vrut să... Parcă au vrut să bage 10-le aici. Asta-i... Ok. Cam de 8 jocul ăsta, ok. O să-i trimitem pătăți în vacanță, by the way. Numai meu nu trebuie să meargă în vacanță. Generate Game Report. Joc de 12. Să vinde, mă, și ăsta, mă, să vinde cât de cât. 500k. Și face niște vânzări pe acolo. Băi, 4 dimineața, frate. Aoleu. Mamă, e legit. E legit 4 dimineața acum. Bă, cred că ne oprim aici. Cred că ne oprim aici, oameni. Cred că ne oprim aici.